Bună seara, dragii mei! Astăzi am avut parte de vreme foarte rece în toată țara. A fost în vigoare și o informare meteorologică pentru zonele montane unde a nins și s-a depus strat nou de zăpadă. În zonele de deal au fost precipitații mixte, iar în restul zonelor a plouat slab. Temperaturile maxime de astăzi s-au încadrat între 2 și 13 grade. La noapte, aria precipitațiilor se va restrânge. Continuă să ningă la munte, iar în sud și în sud-vest sunt anunțate ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, dar cu ușoare intensificări în partea de sud-est a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și 4 grade cu plus. Mâine, valorile termice se vor situa, din păcate, sub cele normale perioadei în majoritatea regiunilor. Sunt anunțate ninsori la munte, iar în zona deluroasă din partea de sud a țării se vor semnala precipitații mixte. Vântul va prezenta intensificări în sud-est și pe crestele montane. Maximele de mâine se vor încadra între 2 și 10 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil, iar termometrul va indica 4 grade în Târgoviște, 6 grade în Ploiești. În Transilvania se anunță vreme mohorâtă, cu maxime de până la 6 grade în Sibiu, 8 grade în Cluj-Napoca. În Moldova avem parte de o zi cam rece pentru această perioadă, cerul va prezenta înorări temporare, iar valorile termice ajung, iată, de-abia la 3 grade în Piatra Neamț, 4 grade în Iași. În vestul țării, cerul va fi mai mult înorat și va ploua slab pe arii restrânse. Termometrul va indica 8 grade în Timișoara, 9 grade în Oradea. În Oltenia, meteorologia anunță vreme rece cu ploi slabe. Valorile termice ajung până la 3 grade în Slatina, 5 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea, chiar dacă ne bucurăm de intervale cu soare, va fi o zi foarte rece cu vânt intens. Vor fi 6 grade în Megidia, 2 grade în Sulina. În capitală a fost o zi cu atmosferă mohorâtă și vreme foarte rece. Maxima a ajuns până la 10 grade. La noapte, meteorologia anunță ploi și o minimă de 0 grade. Mâine, să știți că temperaturile sunt în scădere, cerul va fi variabil, iar în jurul prânzului termometrul va indica o maximă de până la 6 grade. La munte, cerul va fi înorat și va ninge local în Carpații Occidentali și Meridionali și cu totul izolat în restul zonei montane. Vântul va sufla slab, dar cu intensificări, în special pe creste. Temperaturile vor fi în scădere și, iată, se vor înregistra 3 grade la Stâna de Vale, minus 3 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Diana m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Constanța. Maxima ajunge până la 2 grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată, chiar în direct, aștept toate mesajele voastre pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!